Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Vorbim în filmulețul ăsta despre un circuit simplu pentru un dormitor și anume un circuit care vine de la tablou dintr-un disjunctor MCB de 10 amperi. Vine pe cablu pe de 2 jumate, 3 ori 2 jumate. Vine în prima doză care va fi priză. Următoarea după ea va fi priză. Toate legăturile în doza aparatului sunt doze de 70. Pentru prima recomand doză de 90 ca să avem loc pentru toate legăturile. După priza asta se mai poate pune 1, 2, 3, 4 câte aveți nevoie, până la maxim 8, dar cu un consum nu mai mare de 2000, oricum nu vă lasă nenea B10, a zice eu, nu C10, sau B13, din care prima priză din cameră, care vine sub întrerupător, alimentează întrerupătorul, unde conexiunile, după cum știți, la lampă, verde-galben, merg direct, P-ul merge direct și nulul de lucru merge direct. Faza o întrerupem în întrerupător. Da? Eu o să mă apuc să le leg în doză aici și o să vedeți în continuare cum și în ce fel. Bineînțeles, dozele sunt de zidărie, dar nu era să le zidesc acum, e la mintea cocoșului. Cablu direct în zidărie se poate folosi 3 ori 2 jumate, se poate folosi 4 sau 5. Depinde de ce vreți să faceți. Se poate pleca invers cu circuitul, dar o să fac alt filmuleț. Alimentăm întrerupătorul, de acolo putem să mergem la noptieră, spre exemplu, priză, cap scară, cap cruce, ce avem nevoie, sau prize. Ăsta e un circuit simplu per dormitor. Știu, dezavantajul maxim este faptul că dacă avem o problemă, la revedere, a sărit nenea disjunctorul, MCB-ul și rămânem și fără lumină în cameră.
Știi, v-am zis că o să le montez repede. Dar nu credeți că așa de repede, mama, e de tehnologie. Deci recapitulăm, pe scurt, avem una bucată MCB, siguranță automată, disjunctor, cum vreți să-i spuneți, de 10, recomandat, ce avem aici, un Schneider, recomandat B10 sau B13 maxim, nu fiți nebuni, cu B16. Circuit, repet, pentru un dormitor care aici, după cum îl vedeți, are una, două prize, poate să aibă nenumărate, la maxim 8. Și bineînțeles, nu încărcat cu mai mult de 2000W. Plecăm din siguranță cu 2,5. Toate legăturile sunt făcute în doza asta de aici, care e doza de adâncime 70-90 mm, recomand eu, că ați văzut că m-am chinuit un pic să le bag. Sunt prea multe. Merge la priza asta, după care la întrerupător și la lampă. De aici în sus se poate face orice fel de circuit. Mai există o variantă, cum v-am zis și mai devreme, nu vreau să vă spun aceeași tâmpenie, la care se poate pleca din întrerupător. O să o facem și pe aia. Mă gândesc cum și o rezolvăm. Cam atât la filmulețul ăsta. Cam așa trebuie să arate un circuit pentru o cameră. Garanție, dacă nu găuriți conductorul, un 30 de ani, nu la aparate, la instalație. Avantaj la dozele adânci, puteți să lăsați conductorul mai lung. Asta mănâncă o instalație, să zic așa. Schimbi o priză sau un întrerupător, mai tai un pic din conductor, mai îl schimbi de 10 ori în 15 ani, mai ales dacă e Elbi sau Comtec. L-ai făcut de tot scurt, nu mai te ajută cu nimic. Am spus și la începutul filmulețului, totul băgat în zidărie. Pentru cei care o să mârie din toate direcțiile, este permis montajul conductorului în zidărie, NYM. CIF-ul nu merge în zidărie, merge pe zidărie, fără copex, e o diferență, dar nu merge să-l bagi în zidărie. NIM-ul, alt avantaj, merge și pe lemn direct. Și pentru cei care o să comenteze, să caute partea cu instituții publice unde nu se fac doze. Deci toate dozele sunt în spatele aparatului. Că e întrerupător, că e priză, nu contează. Toate se fac în spatele aparatului. Bun, cam atâta la filmulețul ăsta. Ne vedem la filmulețul următor.